Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Știu cum ați dat mulți dispăruți acolo, mi-ați dat mesaje pe Instagram, mi-ați scris în comentarii pe YouTube la multe. Mi-a făcut un clip din ăla pe TikTok, murit, nu? Murim. Da, mă, frate, mă așteptam să pățesc și eu așa ceva, că eu n-am mai postat de mult. Dar după cum știți și v-am obișnuit, noi când nu postăm ceva, avem un motiv. Și sunt lucruri personale pe care nu vreau să le aduc aici, pentru că nu sunt aici ca să vă întristez sau să vă încarc cu energia mea negativă, să zic așa. Lucrurile astea prefer să le țin în spatele camerei, să n-aibă treabă. Noi aici suntem să vă facem să zâmbiți și să vă simțiți bine alături de noi, pentru că și noi ne simțim bine când facem treaba asta, da? Asta a fost așa o scurtă introducere, pentru că am lipsit ceva timp, dar v-am spus, am fost motivat. Atât eu cât și Bogdan, se întâmplă chestii și trebuie să ne ocupăm de ele, că dacă nu ne ocupăm noi, nu vine nimeni din spatele camerei, zic, da, lasă că mă duc eu și fac eu locul tău și așa mai departe. Probabil că vor mai fi în viața asta. Probabil vor mai fi 100%, doar că nu o să ne lăsăm de YouTube dacă ne lăsăm, cum ați spus voi pe acolo pe TikTok, pe peste tot. Dacă ne lăsăm, fraților, o să fie așa un videoclip, exact așa. O să mă pun aici și o să zic, bă, ăsta a fost. Da, bă, asta a fost, asta s-a întâmplat. Îmi pare rău că mă las. Da, în fine, a fost o introducere cam lungă pentru videoclipul ăsta. Intrăm în pâine, i-am dat temă lui Bogdan de aseară să-și selecteze niște fotografii cu fotbaliști, dar să fie copii, da? Din copilărie, cu poze din copilărie. Poze din copilărie. Iar fiecare trebuie să ghicească la rândul lui poza respectivă, să vedem cine este jucătorul. Băi, foarte greu, că m-am mai uitat la un meci de 100 de ani, nu mai știu cum arată nici jucătorii acum, dar pe când erau copii. Încerc să-i asociez pe cât pot, de mult. Hai să vedem prima poză. Da, frate, arată tu prima poză. N-ai nicio șansă. Să vedem care ia mai multe poze. Arată așa aici, da? La ei unde apare aici? Sau o să fie ei aici undeva, în trână. Da, mai așa. Fotografia, da. E ok. Stai să mă dau și eu. Nu știu cine. Adică știu după ce am văzut sub poză descrierea. Te-ai uitat, da. Dar nu știam așa când am văzut prima dată poza cine. E greu, Nu știu să zic, habar n-am. Mă jur că nu știu. Nu vine nimic. Neymar, nu e Neymar. Zici, tu știi, nu știi cine? Nu știu cine. Adică dacă mă uiți o poză, ți-am zis. Păi și cine? Zim că nu știu, stau așa, să stau la nesfârșit și n-are sens să stăm să plictisim lumea. Stai așa. Coutinho. Băi, nu știu dacă... Uite, acum poate apare și... puțin la ochi, așa, nu știu. Aici, zona asta, așa, nu? Da. Atâta. În rest, tot, na. Tot cu ochii ăștia, așa, da, parcă rămas. Mijiță și încet, da. Așa, mic, așa. E greu, e a greu. A început greu, fraier, vedeți că mi-a dat greu. Eu bine, la unele e simplu, îți dai seama imediat. Bă, da, m-am ales și noi... Ce-am găsit. Ce-am găsit, exact. Că acum știți cum e, nu găsești poze pe net cu copil, când un fotbalist era copil, nu l-a auzit nimeni, nu știe nimeni de el. Trebuie să fie în ăștia sonori, nu? Da. Eu îți dau ușor, frate, prima poză, ușor. Tu dacă nu știi pe ăsta, ba, dar opresc challenge aici, eu pun stop aici, ăsta a fost videoclipul și bă, salut pe toți. Bă, nu știu, mă, frate, stai-mă puțin. Cum. Bă, n-ai cum. Bă, parcă încerc să zic ceva, dar nu pot. Tu știi, 100% te știi, dar nu știi cum să-i zici pe nume, așa. Garantez, pe ce vrei tu. Nu știu, mă, frate. Zic eu, nu e punct. Bă, dar seamănă rău cu ce acum, bă, dar... Bă, dar nu înțeleg, nu știu cum să spun. Se blochează parcă creier. Parcă mi-ar veni ceva așa, un jucător în cap, dar nu știu să-i zic, parcă îl văd pe teren așa cu joa. E la Real Madrid, a jucat la Real? Da. Știu, vezi? Dar nu-mi dau seama numi, nu știu, mă, stau și mă enervez. Așa, James Rodriguez. Da, James Rodriguez. Aaa, bă, mi s-a părut ușor. Cercam să găsesc ceva cu ro-ri-ri, zic, cine o fi fratele meu? Hai, mă, frate. E ușor ăsta, n-ai cum să ușor, știi. Ușor, e Toni Kroos. Da, e. Fii atent și cu steagul Germaniei pe piept aici, el, n-am, el. Era simplu, ești da, nebun. Da, și seamănă. Și la da. Culoarea părului și la tot a rămas la fel. Așa ceva ușor, uite. Eu nu cred că el se blochează la ăsta. Bă, ăsta e, nu că simplu. Portar? Nu știu, nu mai zic, ăsta nu e simplu. E... Zi un nume, că e simplu. Așa-l chiar e tricou. Deci, da, știu ce știi tu că știi. Acum 64 de ani. Doamne. Nu știu, mă? Nu știu cine zic eu, că nu mai pot, nu poți să mă abține. E Noier, mă, prostule. Nu știam. Cum nu seamănă? Eu nu știu nici cum arată el acum, așa e, asta e așa. Mie mi se pare că e 1-1 cu Noier acum. Adică nu mi se pare decât că și-a schimbat părul puțin și fizionomia așa. S-a maturizat, dar rest e același trăsături. Ia, mă, ia. Băi, la fel, ești nebun?
Nu prea, mă, frate. În primul rând are părul cam creț acolo, aici nu-l păi mai are. Păi făcea cu gel așa. Așa? În al doilea rând, în poza asta e mai gras acolo, avea și buzile mai mari. Pe asta zic, tu trebuie să te gândești. Nu știu, cred că și-a făcut din ăla. Și-am făcut timp la intervenții. Nu, n-am știut, habar n-am. Așteptam să zici cu totul altcineva. Bă, dar nu ăsta. Simplu. Ai, ăsta n-ai, ăsta îți mai arăt sau trec la următoarea poză? Ăsta îl ghicești după pavilioanele astea, așa? Și anume ghicești de aici. Da, uite puțin cum seamănă ăsta, mă, cață. Ăsta e... Deci, n-ai, și dacă avea altă față. Dacă l-ai pus acum să zâmbească, băi, unul la unul, da. Ești nebun la cap. Na, eu le-am luat pe astea prea ușoare. Da, și eu, da, bă... Băi, eu l-am ghicit unul, ești prost? Ai ghicit unul? Mare. Am încercat, am căutat o poză, fii atent. Mai așa, nu mai trec, altfel, nu pe trec. Teren, nu pe din ăstea, știam că... N-ai cum să nu-ți dai seama, e imposibil. E rândul meu, da? M-am hack, am unul bun aici pentru tine. Nici ăsta nu e așa greu. Cred. Soarez. Da, e. Soarez. N-avea cum. Are dinția, aha. Îl drogează la orice, ia fii atent, aici ușor, iar. Dar pentru tine e strast greu. E ușor că tu știi, dacă ți-ar da, îmi ții poza, nu știu ce. Bă, mi-mi sper că seamănă. Ai știut tu dinainte fără să vezi ce scrie. Nu mai țin minte, ca să era târziu când le-am căutat. Iar Germania, cred că... Da-și puțin, Pablo, că nu știu cine. Dacă îmi spui, tu zici mie cine. Ia, Pablo, cine e? Și ce-a zis, nu? Dă-mi bobiții putuza asta. I-am pus, mă, are ăla acolo plin. Nu știu ce e. Băi, am ajuns patru. Nu știu, băi, frate, ce vrei să-ți fac? Patru, niciuna n-ai luat? Îți zic eu, da? Lewandowski. Nu există, nu seamănă, n-are nicio treabă. Bă, da, dar nu seamănă, uite tu la o poză. Uite, dacă te uiți, are gropița asta aici, așa, în barbă, are tot ce trebuie. Sunt mortul că tu aia, după aia te-ai luat. Bă, gropița aia. Era ușor. Bă, mă, lasă, bă. Mamă, îi dau greu tare. Bă, dar am luat numai din ăstea, așa. Haaland, e simplu. Nici n-am apucat să ce să mai. Bă, dar și-a luat numii sonori, dacă vezi până acum... Hai că ai luat. Bă, până acum a fost James Rodriguez, Müller, auzi, ăsta, Neuer care era top. Da, mă, ei acum sunt cineva, dar atunci când erau mici, tu știa nimeni. Asta dacă ți-l arăt oricum nu știi. Dacă nu ei știu pe elalți, pe ăsta nu știi niciodată. Bă, dar tu ne-ai luat, mă, frate. Are, fii atent, îți dau hint. A dat el un șut de ăsta puternic la un moment dat, la un mondial. Gata, mă, știu, Roberto Carlos. Nu. Puternic, n-am zis și mai. Hulk. Da, vezi? Vezi, dacă nu-ți dau hint, așa... Ce să am trebuie să joc pe hint-ul cu el. Ai două, cu tot cu Neymar. A, două, da. Ești pregătit? Hai. Ia, vezi. M-am blocat, mă, cață și curată. Când am văzut poza, n-am știut niciodată, după aia am citit jos să vă cine, știi? Că habar n-avea. Ah. Nu nimic. Tot așa, am un blocaj, am un jucător așa. Are cu Adidas pe el, omul, cu ăla. Îmi vine așa un jucător în cap. Păi ți-l pe ăla. Păi nu, sunt blocat, nu știu cum cheam. N-am niciun indice așa. Păi zic eu? Da, zic că m-am pers. Mai știai de jucătorul ăsta? N-a dat el golul cu capul ăla la mondial când a plonjat așa sau greșesc eu? A plonjat puternic de la 16 metri, a dat un gol cu capul. Da. El era? Cred că el. Nu vreau să zic vreo prostii. Parcă așa de acum 10 ani în urmă. Da, pe bunii. Chiar că v-am pierdut. Hai, tu ești, da? Eu nu știu de unde îi luam, frate. Bă, dar... Îți dai tu seama? Nu, dar îți dai seama că nu, dar... Păi vezi? Acum trebuie să primi la contribuții. Na, aia e, ăsta e challenge. La construcții. La construcții, că ăsta e challenge. Trebuie să te doare capul. Dar chiar mă doare, aia e problema. Da, știam. Îți dau iarăt, na, acasă, e portar. O, niciodată. Portar spaniol, mai mult de atât dacă îți dau... Iker Casillas. Vezi cum te duci imediat când vezi 2-3, când ai 2-3 detalii așa de scrie? Nu-l ghiceam. Nu, eu în capul meu mă gândeam la un jucător nici de cum la un portar niciodată. Deci nu aveam nicio șansă. Era imposibil. Hai să vă pe tine dacă îl știi pe ăsta. Deci chestia când eram la grădiniță. Ce fălcuț era așa. Când eram mic, eram blond, dacă îți vine să crezi. Da? Da, nu știu. Și acum aveam părul negru, blond. Blond aveam părul. Da, am nicio șansă la asta. E prea mic ca să-mi dau seama. Nici măcar n-are un tricou de fotbal. Păi n-are nimic, păi nu-mi dau, nu știu, habar n-am cine este. Dacă nu-mi zici, n-am nicio șansă. Deci nu știi, nu? Nu. David? David ce? Gorgan cine? Nu, no, păi, mai departe. Nu știu. David? Nu știu. Un alt jucător. Nu știu, mă, zic. David Luizu. Bă, ești prost. Ăla n-are părul așa în cap? Nu are părul creț așa mare, mă așteptam să aibă creț și când eram mic, nu? Da, da, uite, așa, bă, dar cum ți-am zis eu, când eram mic eram blond pe bunică, ăsta în poză și acum negru, da, tot. Da, adică creț.
Se schimbă. Mă gândesc că creții ești în continuu, nu contează să schimbi culoare. Asta era greu, rău. Cred că e cel mai greu. Prea mic ca să-mi dau seama. Mai trăiește de avelism, mai joacă undeva? Da, joacă pe la Fluminense sau Flamingo. Nu știu, habar n-am, la o echipă din asta. Ultima oară am auzit de el când a jucat cu Steaua, la Chelsea era, nu? Când a jucat cu Steaua? Habar n-am. Ba, parcă acolo era. Sunt prea bătrân, frații mei. Nu mai știu. Următorul Șorba, da, dacă îmi ghicești acum să mă bată, dă-i 3 inși. Bă, Iniesta? Da. Da, mă gândeam că, eu mă uitam în jos, ați văzut? Mă gândeam că zice, bă, nu știu, dacă ziceai, bă, nu era Iniesta. Nu mai știu câte, cred că am și eu 3-4 ghiciți. Hai, ești pregătit? A, asta e simplu. Nu mai așa am dat la fraier, simplu am dat. E bine că nu jucăm pe bani, pe ceva. Fernando Torres. Da, el e. Și ce am vrut să zic altceva, dar nu mai zic, las. Ce? Mă fac de râs ca prost, am vrut să zic că e și Sergio Ramos. Nu, e Fernando Torres. Torres. Și acum mai are. La fel, identic, cu omul. Și părul mare, păr, așa, la fel. Atunci acum are ce? A mai avut și frizuri din astea. Așa l-a purtat până acum. Tot cu din asta aici, la cap, așa, știi, cu bentițe din aia ce-o fi. Aha. Pentru. Să fie. Mă rog, sănătate. Doamne ajută, zi-mi-l pe ăsta. S-a pensat de la 12 ani? Așa pare, nu? Așa pare. Pare îngrijitor. Nu știu ce echipă, încerc să mă uit, da. Oricum nu te ajută cu nimica. Era în copilărie, juca la 16 echipe odată. Ei sunt mari acum, au 30 de ani, 25-30 de ani. Jucau aici, aveam 12 ani. Nu știu ce. N-ai de unde să știi. Asta, dacă n-ai știut mai înainte unii dintre ei, asta e greu, e Juan Mata. Jucător spaniol. Am vrut să zic dacă joacă la Chelsea. Nu știu dacă joacă la Chelsea, dar nu știu unde joacă toți jucători ăștia așa. Știu, am auzit de el, nu-i ca și cum nu știu, dar am mai auzit acum 15 ani. În rest, nu prea am mai auzit așa multe despre el. Sau poate nu mă informez eu, nu habar n-am. Nici prea urmăresc așa. Da, aia zic. Greu sau ușor? Nu știu ce să zic acum. E ușor când m-am uitat și le știu numele, dar... Nu știu, cu dinții mari așa, nu dau seama. N-am blank total, nu-mi dau seama. Băi, eu sunt total și mă gândesc, dar nu-mi vin nimica, n-are sens să mă mai gândesc, că nu. A jucat la Barcelona, la Chelsea, la Arsenal. Tot nu. Nu mai știu, atâta știu despre el. Tot nu. Mijlocaș. Mijlocaș la Arsenal. Nu știu, zic eu. Nu știu, n-am nicio șansă, că la cât urmăresc Pablo, la cum? Fabregas. Cesc Fabregas, a? Da. Oare nu ăsta a dat golul ăla cu capul ăla? Băi, nici mai știu, mă, cred practica. Că am făcut video ăsta de sânge. Da. O să zic că lumea mai jucăm și fotbal noi, cică. Da, aș mai prosti, cred că. S-ar putea. Vezi, vei, mă, frate, din urmă. Uite, de exemplu, mergem la fotbal, ne place fotbalul, dar eu urmăresc foarte rar, urmăresc nici Champions League-ul. Atunci, nu știu, campionatul mondial din ăștia și care sunt ăștia acum în vogă. Majoritatea dintre ei s-au lăsat, nu prea mai știu nimic despre ei, am uitat. Chiar Băi, nu știu, asta e poze că am... Pălăcit așa, nici n-am găsit ce trebuie cum ar veni, dar a luat-o special, că e mai greuț așa, e mai... Ia să te doare capul și mai tare decât te-a dorit până acum. Nu, ca Modric. Și l-a luat... Și fii atent, caută pe net, uite la poze, are aceiași dinți în față, de atunci până acum, mâncați-l. Nu-i ca și cum n-ar avea bani, nu mă... Adică să mă înțelegi, să mă înțeleagă lumea greșit, că-s nașpa sau așa. Dar majoritatea spun fațete și fac din ăstea să schimbă, să asta, știi? E la fel. Uite, să vezi care gura, dinți așa și privirea, dacă te uiți, tot așa, nu știu, stă... Încruntat așa, nu știu, habar n-am. Uite. Vezi? Exact încruntat așa. O să vă arăt pe ecran. Tot așa stă cu expresia feței, așa, nu știu. Și-a luat, nu m-aș translate. Nici ăla ăsta, sincer, mi s-a părut greu așa, dar... A dat din prima. Hai din pe ăsta, 3 secunde. Ăla ăsta e voi fi atent, că e ușor. Am făcut așa și l-am luat. Așa? Ești pregătit? Aia, gata, nu-s mai... Ăsta am care a fost Shakira, Piqué. Nicolae Guță. Nu, Piqué. Da, mă, ele. Dar și eu, ți-l arăt pe ăsta, tot așa. Hai, da, gata, hai să o dăm. Ce să mai are? Este cu de futbol cel mai... Facem pe râpuzi, frate, vrei? Îți zic eu așa, cam cum arăta. Ha. Cine e? Mr. Jube. Wayne Rooney. Cred că ăsta aduce guțălea când era mic. Nu, no, Wayne Rooney. Seara următoare va fi cu Maneliș când erau mici, ca să știți. Mamă, dar îi găsești? Mi-ar plăcea dacă am găsit, eu fac să mără dacă... Așa. Nu sunt, deci nu prea poți să o faci, n-ai bă, cum. Am căutat noi acum pe Google și nu găsești. Dacă fac rost, fac, mă jur că fac Maneliș pe bune. Nu, e greu, trebuie să le dai mesaj, de ce te o poze. Ia, arată-mi tu acum. Gata? Da. Ești pregătit? Ibrahimovic.
știu poza asta, da, de la un interviu din ăsta cu el. A avut stătea care acolo pe Netflix, făcut un film, da, din ăsta. Păi cred că de acolo era, stătea el pe undeva și vorbea, da, și rula poza aia, da, acolo. Da, 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 ăsta este el, el. A, a, că ăsta-ți arăt două secunde, așa. Ma, asta câinele, știi, mi-a, da, perturbat cum ar veni. Tu aveai gând aici și când a lătrat a fugit, da, gândul. Pe bun. Hai, bă, lasă, dragi. Să arăt două secunde. Așa, și ce vrei să-mi spui mie cu asta? Nu știu să-ți dau niciun hint la... Cred că e francez. Cred. Cred, nu știu. Sper să nu-și dau. Nu știu. Zic? Da. Paul Pogba. No, nu aveam nicio șansă. Paul Pogba. Da, seama, tot așa cu buzile astea mari, așa pronunțat. Da, gură aici, parcă așa. Da. Dar și la ochi aici. Mă așteptam nimic așa să aibă niște dunși pe aici și... să fie roz în cap. Verde, mov, albastru. Ăsta la fel, 3 secunde ai voi. Di Maria. Da. Aceeași. Ăsta nici n-a mai crescut, a rămas așa. Ăla a ieșit aici, mă, așa, dar aici și copășatele aici, aici, așa. Da, urechile, nu mai spune, zâmbetul tot. Era mic, li mai palma cu părul aici, vezi? Avea mai ținea părul mare așa aici. Ăsta... E și ușor... A, fii atent, îți dau hint. A debutat, Barcelona, bă, da, a debutat la Barcelona destul de recent, dacă mă întreb pe mine, și a început, avea niște meciuri când a intrat la Barcelona, dădea goluri în continuu. Tatuat, tare rău, puternic. Ce inimă tatuat puternic? Mai și cântă, mai are și niște piese. Aaa, ce, se face și live-uri pe TikTok, nu? Da, și joacă și... Ce, badminton, ce da, joacă? Ce să zic eu, are nu un leu, știu, un leu pe spate, mai mult nu pot să zic. Un leu pe spate? Gata, aici oricum trebuia să știi numai. Nu știu cine e. Memphis Depay. Dar dacă am tot ce era despre el, frate, că a debutat la Barcelona. Nu știam care din ăla pe spate, tatuaj cu leu, sincer. Nu, mereu se bucura el și făcea așa și pe spate avea tot mai leu ăla. Se dezbrăca el? Da. Păi și nu-i dădea galben, că n-ai voie să te dezbraci. Avea tatuaj, cred că plăcea la toată lumea. Nu, cred că înainte nu era asta cu galben, da, puteai să dai tricoul jos. Acum îți dă galben direct. Vini, nu vreau, îmi cer scuze acum la toată lumea, nu vreau să zic vreo cea, dar are așa, Castor. Pă bune, nu-i Castor? Ba da. Are așa cu dinții aia doi mari în față, îmi pare rău acum că fac da, asociere da, asta, dar... Stai și că nu-i pare rău, îi prind din milioane de euro. Da-i seama că mi-ar fi plăcut și mie să mă judece unul așa după o canapea și zic din câți Castor când eram mic. Noi vorbim de aici, de îi prind bani de mașini și de tot ce vrea el. Nu știu, frate, da, mai... Oricum, și poți să... Henry? Harry Kane? Da. No, cred. Bă, dar n-are ce treabă cum s-a transformat. Nu prea are, acum aș ține părul altfel. E... Da, lasă asta, dar nu știu. Bine, ce era tot, nu ca și cum aș ține părul. Nu fizionomia parcă nu mi se... Era și el puțin așa, mai... Durdu. Na, mai durdu. Mai durduliu puțin, știi cum e când ești copil? S-a schimbat puternic, a avut glow-a bine să te așa mechea. Și eu niște poezi din astea cum e când eram mic, eram... Așa eram și acum, da? Așa. Da, pe bune. Adică m-a cântărit, mi-a dat notă maximă, mi-a zis că am fost top. Am și o poză cu el de acum 4 ani. Avea 4 ani. Așa avea capul. Recunoaște, fraier. Ăsta ți-l arată secunde. Aoleu, e portar 100%. E portar, dar nu știu cum îi zice, mă. Portar, bă, ce-mi place când îi dau aici. E portar, dar nu știu cum îi zice, mă. E portar și țară el apără bine, mă. Bă, fai, nu pot să cred. I-am dat la cap cu challenge-ul ăsta. Mie îmi place așa că el e și cu fotbalul, gen, și știu că îi place să stea acolo, să se... Bă, e portar 100%. Da, mă, garant, îți confirm eu că-i portar. Două... Hai, mă, dacă zic așa... Nu știu, mă enervează, rău, cum... Doar tare mă enervează, Donnarumma, mă? Donnarumma. Venimea rău, să-mi vine, trebuie să-mi dai aici, azi ajung în 0.1. Acum nu că mă cac pe mine așa, dar i-am dat poză cu el de acum 5 ani, adică... Bă, așa arta 5 ani? Nu știu, dar aici cred că avea 16 ani. Da, era mai mare aici, era... Avea și... Era mare, adică nu-i diferență mare, nu-i copil, copil, avea păr la... Da, ești pregătit la asta la fel, 3 secunde pe ceas. Bam, bam. De Bruyne? Da. De Bruyne, nu? Da. Am avut blocaj. El, el. A, creierul meu a zis, nu știu cine e. Zici tu ceva. Da, zici cu ceva pe gură. Nu venea, De Bruyne. Da, bă, da. Nu e ăsta care l-a femeia ăla? De la echipă. Care e, ăsta, De Bruyne, că a fost un scandal acum. Nu știu, tu urmărești canurile astea. Stai așa, măleac. Auzi, ce-mi spune? Auziți vorbi pe-n spate sau băie De Bruyne, dacă ți-auzi vorbi, da, nu ți-a scos vorbi de la Mărășes, să știi. Auzi că ai furat femeile la oameni, că ai făcut din ăstea nefăcut. Eu n-am zis nimic, fratele meu. A, nu. Vezi că... E invers, invers, invers. Nu e la fără. Altul e la femeia lui. Curtura s-a culcat cu neva zis. După aia l-a transferat și erau colegi de echipă, imaginează-ți.
Foaie. Cred că mă întorceam și dădeam numai la poarta lui. Mamă, mamă. Păi bune, te scrie aici, De Bruyne, ex-girlfriend, ucite Don Him, deci l-a înșelat cu Courtois. Așa scrie. Băi, De Bruyne, te aștept la un grătar, la un vin aici. Dacă vrei să mai vorbim, mai vorbim, mai știu discutăm. Eu de cărnați, aduc eu de la Kaufland de aia picanți, cam aia. Pe aici vârșești noi aia picanți, o leac așa și vinul, vinul bun, nu din ăla care bei de a doua zi când joci fotbal, te doare capul. Adevărat. Ia-mi, frate, fii atent aici. Fotbalist. Cam ititel, așa, nu știu dacă e greuț. Deci dacă îți dau hint, pot să zic că e argentinian. Maxim. Că Argentina cam are mulți jucători așa. Dați spre... Aguero? Da. Sergio. Noi pe România aici, acum rămâne. Sergio Aguero. Sergio Aguero, așa, da. Da, el era. Mamă. A luat frere pe ăsta. Dacă nu-mi spuneai asta de Argentina, nu cred că... Am luat păi așa, e și greu, trebuie să dăm și hint-uri, că e greu un cap, aș vrea astea. Ai, frate, că-ți dau eu unul acum, îți dau hint la el. Ești pregătit? A. Ronaldo Lima sau cum îl cheam, Ronaldo Nazario sau, de Mirău, cum eu spune lui. Șef, da. Mare venea la mare. Primul Ronaldo cum ar veni. Original. Original, da. Asta și greu și ușor și... Nu știu cum. Și jucător portar măcar. E... Bă, nu știu, cred că e mijlocaș. E... Unde? Ce țară? Neamț. Thomas Müller. Da. El e? Da. Atâta mi-a venit în cap asta, am zis, dacă era bun, era bun. Nu, nu mi-am dat seama după nimica eu. Eu sincer, am zis, eu mi-ai zis german așa. Și am zis și eu, un jucător german. Am ales poza, mă uitam aici, doar aici la gură și cam atâta mai seamănă cu ce e. Am zis, asta a fost plesneala... Plesnelilor. Am zis că asta mi-a venit în cap, zic că mă iau după intuiție. Hai, ultimul la mine, da? Ultima poză. Griezmann. Da, mă, nu știu, dar tu seama. S-a de fapt, seamănă și aici, la... S-a purtat așa mult la timp, față, până așa. În coace, când după aia l-a prins în coadă, după aia îl ținea tuns scurt acum, în ultima perioadă. Da, dar seamănă, seamănă și la... Iar ăsta la mine, și oricum, n-are sens să-l arăt că-l știi, e vorba din... Rooney? Bă, e prostul familie. Vezi să-i Rooney. Cine e ăsta, mă, frate? Tătaie postașul, cine? Nu cred că nu dai seama. Fotbalist mare la Chelsea, retras. Puternic pe liberi. Da, stai. Cum îi zici, mă, frate? Bă, a dat și un gol din voleu așa și mecher. Ăla mi-l aduc eu aminte, golul, bară gol. Uh-huh. Cu Liverpool juca, mi se pare. Nu mai știu cu cine ne-a dat puternic. Era zic Petr Cech, dar n-are treabă. Petr Cech, portar. Da, mă. John Terry? Nu. Ăsta l-aveam în cap, altul nu știu. Nu știi? Nu. Ăsta l-aveam în cap. John Terry. Lampard. Da, mă, pacole. Lampard, n-ai. Nu pot să crezi. Seamănă, uite. Ăsta bun? N-ai cum. Seamănă și la zâmbet la și la... tot, așa a fost bine, că avea dinții ăștia, mă, de respirat. Aia era, nu era problemă. Bă, dar ce l-am scăpat pe ăsta ultimul. Eu am zis că îl întorc, vreau să fac pe aia, pe 3 secunde. Zic, dacă n-am văzut că te-ai schimbat la față așa, zic, mam, stai așa, că omul meu nu-i pe subiect, nu-i a picat subiect bun. La Chelsea, nu? Da, Chelsea a fost capitan. Uite, dacă ziceam capitan, era bine, era prea ușor. Nu știu ce să zic. Cred că dădeam prea ușor. Bă, ăsta a fost videoclipul nostru, sincer, mi-a plăcut că ne-a pus așa un pic minte la contribuție și ne-a mai amintit un pic de fotbaliști ăștia care mulți s-au retras din sportul ăsta, nici mai știam că există. Nu cred că mai apar pe la televizor, cel puțin nu apar pe la noi pe aici. Da, probabil au pe acolo, în locale, din astea așa. Și la noi. Apăsați pe butonul de like, puneți videoclipul la story. Sper să fi revenit și sper să nu se mai întâmple nimic și să putem posta regulat cum o făceam de obicei. Ăsta a fost videoclipul nostru, băi, sper că v-ați distrat. Până la viitoare, vă pupăm! Ciao!